Robert, victorie muncită, o victorie frumoasă. Da, o victorie foarte muncită din partea noastră, ne-a mobilizat. După ce Nea Silviu a hotărât să renunțe la echipă, a reușit să ne mobilizăm, să strânge rândurile și am câștigat un meci foarte greu. Am început bine, au deschis ei scorul pe o greșeală noastră, zic eu. În rest, eu zic că am controlat majoritatea jocului și la final a ieșit bine pentru noi. Prima repriză a lor, a doua a voastră. Da, dintr-o greșeală i-am băgat în joc, sunt copii, au prins curaj și asta e, până la urmă a ieșit bine și am reușit să-mi vin la final. Cum ai comenta autogolul? Ce pot să spun decât ghinion? Nu știu ce să zic. E bine că am reușit să-mi întorc și nu mai contează, să dăm autogol la fiecare meci și să-mi vin joc. Cât de mult înseamnă această victorie pentru voi, ținând cont că ați pierdut puncte importante? Vă dați seama că e foarte bine pentru moralul nostru. Am reușit să câștigăm după un meci dezastros, zic eu, în deplasare, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat cu noi, am pierdut acolo un joc pe care trebuia să-l câștigăm și e bine că am reușit să ne mobilizăm și să câștigăm jocul de azi. Cum ți s-a părut arbitrajul astăzi? Iată, a dat două penaltiuri pentru voi. Arbitrajul, juste, eu zic că a fost bun, ambele penaltiuri au fost acordate corect și au fost bun arbitrajul. Mulțumesc și eu.